mare zi de sărbătoare, la români între hotare, cu cântec să îmbogățim și cu joc să veselim. Hai să întindem hora mare, fete și feciori, să dansăm cu mic cu mare, ca la sărbători. Noi suntem valoarea țării, ea ne privește în ochi cu dor și știe că pe brațul nostru se sprijină în viitor. Toți românii la oaltă, astăzi, o sărbătorim și la mulți ani îi dorim. Sunt mândră de țara mea, niciuna nu-i frumoasă ca ea. Ziua Națională a României i-a adus din nou la oaltă pe tinerii din comuna Aninoasa, care s-au strâns la Biblioteca Comunală Constantin Manolescu pentru a discuta despre semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Activitatea a fost intitulată Suflet de Român. La 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit. Așa cum știți, etapele preliminare au fost unirea Principatelor Române din 1859, prin dobândirea independenței, în urma războiului din 1877 și 1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea. Unirea Basarabia, Bucovinei și în cele din urma Transilvaniei cu regatul României, așa zisul vechi regat, a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în primul război mondial de partea Antantei și a fost favorizată de mai mulți factori istorici, printre care acțiunea politică decisivă a elitelor din regatul României și din Austro-Ungaria, în consupra favorabilă la sfârșitul primului război mondial, prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și Imperiului Rus, afirmarea principiului autodeterminării și a celor naționalităților pe plan internațional în contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești. Programul a inclus și tradiționalul ceremonial desfășurat la toate monumentele eroilor din localitate. Ziua națională, ziua de 1 decembrie, nu putea să treacă neobservată și nici nu avea cum. Evenimentele devenite deja tradiție s-au desfășurat și anul acesta în comuna Aninoasa, în toate cele trei sate ale comunei Aninoasa, atât la Săteni, cât și la Viforâta și, bineînțeles, la Aninoasa. Au avut loc manifestări dedicate zilei naționale și manifestări prin care am încercat să marcăm memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. Astfel, am mers la fiecare monument al eroilor din localitatea noastră, am depus coroane de flori, s-au susținut alocuțiuni despre importanța Zilei Naționale a României, despre importanța faptelor istorice care ne-au adus aici și despre jertfa eroilor care au mers pe câmpul de luptă și care au renunțat la libertatea lor cumva, care au lăsat în spate familii, comunitate, rude și viața pe care o aveau până atunci pentru un ideal, pentru unirea noastră, pentru libertatea noastră și pentru ca noi să putem vorbi astăzi despre ei, noi fiind o generație pe care ei nu o cunoșteau la momentul respectiv și consider că asta înseamnă, reprezintă o jertfă supremă pe care au făcut-o pentru poporul român. Mai ales că toți eroii au mers pe câmpul de luptă pentru un crez. Au mers pentru libertate, au mers din credință, au mers din patriotism și din dorința de a oferi ceva generațiilor care urmează să vină după ei. M-am bucurat foarte mult de prezența numeroasă la toate activitățile derulate astăzi, pe lângă colegii din cadrul primăriei comunei Aninoasa, consilieri locali, reprezentanțe școlii gimnaziale Aninoasa, copii și tineri din localitate, dar și oameni de rând, oameni locuitori ai comunei Aninoasa, au venit la monumentele eroilor cu lacrimi în ochi și s-au bucurat de tot ceea ce s-a întâmplat aici într-o zi deosebit de importantă pentru noi, pentru Aninoasa, pentru România. Un mesaj din partea dumneavoastră pentru toți aninoșenii cu prilejul acestei zile deosebite. În primul rând, sincerul și tradiționalul la mulți ani, pentru că astăzi este ziua noastră, ziua românilor de pretutindeni, și să ne ajute Dumnezeu ca an de an să putem participa la activități în liniște și să ne găsească sănătoși.